Transferul Lastra Giurgiu a mijlocașului ofensiv Secu Oliseh nu a fost semnat încă, deși liberianul a convins în partida de antrenament desfășurată vineri cu formația din voluntari. Oliseh a făcut o impresie bună, mai ales că a marcat unicul gol al partidei și l-a convins pe tehnicianul giurgiuvenilor că merită un loc la Astra. Secu Oliseh a ajuns la Astra din postura de jucător liber după ce și-a terminat contractul cu CSKA Moscova în vara anului 2015. Mijlocașul a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Midtjylland, PAOK Salonic și Kuban Krasnodar și conform regulamentului Federației Române de Fotbal, trebuie legitimat până cel târziu vineri, înaintea partidei cu Dinamo. Conform aceluiași regulament, pentru a semna cu Oliseh, asta trebuie să renunțe la un alt jucător din lot, fiind obligată să mențină numărul de 25 de legitimați cu care va încheia play-off-ul. Astra va întâlni vineri seară pe Dinamo București, pe Arena Națională, partida fiind programată să înceapă la 20:30. Iată programul viitoarelor meciuri ale Astrei.